Văzând că Yahoo a plasat deja în mod contextual șabatul în verset și știm că șabatul nu poate cădea în una din cele 6 zile lucrătoare, vedem că același lucru se aplică și în ziua lunii noi. Luna nouă nu poate cădea pe una din cele 6 zile lucrătoare, ci este mai degrabă menționată separat și distinct de ele, chiar împreună cu șabatul. Destul de adevărat, există momente în care cuvântul lui Yahuwah pare să aibă porunci conflictuale și în anumite situații una se suprapune celeilalte. În acest caz, nu trebuie să ne uităm în acea direcție când Yahoo a stabilit ordinea lucrurilor, când a menționat pentru prima dată zilele lucrătoare și șabatele despre care știm că niciodată nu se ciocnesc. El a menționat ulterior ziua lunii noi în același context și, prin urmare, această zi urmează exemplul șabatului. Realizând faptul că ziua lunii noi nu este una dintre cele 6 zile lucrătoare, vă provoacă inevitabil ca șabatul să se încadreze în zilele fixe ale lunii lunare, adică în zilele de 8, 15, 22 și 29. Există oameni de alte convingeri ale șabatului care se opun acestei metode de calcul al șabatului lunar și de multe ori este prezentată o argumentație care în realitate nu se înțelege argumentul inițial care a fost făcut. Unii oameni pretind incorrect că șabatarienii lunari cred că luna nouă și șabatul cad în aceleași zile, dar acest lucru nu este un punct de vedere tehnic. Luna nouă și șabatul se încadrează în zile complet diferite, la fel ca șabatele și zilele lucrătoare, luna nouă și zilele lucrătoare. Luna nouă nu este una dintre cele 6 zile lucrătoare și nu este în același timp șabatul săptămânal. Putem de asemenea să spunem că șabatul săptămânal nu este luna nouă. Sunt zile diferite în Ezechiel 46:1. Aceste zile, șabatul și luna nouă, sunt două sărbători separate și distincte pe calendarul lui Yahuwah. Unii observatori au afirmat că au putut vedea cum ar putea ajunge cineva la concluzia că noi, șabatarienii lunari, am ajuns la Ezechiel 46:1 dacă nu există alte dovezi de luat în considerare. Răspunsul meu este că Ezechiel 46:1 face parte din dovezile scripturale pe care trebuie să le luăm în considerare în luarea deciziei noastre în ce zi vom alege să respectăm șabatul. Este o parte a mărturiei scripturale pe care Yahuwah ne-a dat-o și este un indiciu scriptural, un indiciu foarte fin cu privire la momentul șabatului. Pentru ca noi să ignorăm această afirmație foarte clară și simplă a lui Yahuwah în Ezechiel, este ca și cum ați ignora declarația foarte clară și simplă din Ioan 3:16. Nu trebuie să cunoaștem întreaga Biblie pentru a înțelege adevărul din Ioan 3:16. Yahuwah chiar a dat pe singurul său fiu născut, iar cei care cred în el nu vor pieri, ci trăiesc veșnic. Alte versete pot fi legate împreună cu Ioan 3:16 pentru o mai bună înțelegere, dar aceste versete nu contrazic solia din Ioan 3:16. Yahuwah l-a dat pe fiul său pentru ca noi să avem viață veșnică, acel verset este adevărat.
De asemenea, Ezechiel 46 cu 1 este la fel de adevărat și putem sta pe el știind că este inspirat de Duhul lui Yahuwah și pus în scriptură în folosul nostru. Am putea continua un pic mai departe în acest capitol, comentând un alt pasaj profund al scripturii, pe care sabatarienii lunari îl consideră că șabatarienii de sâmbătă îl trec cu vederea, fie îl explică într-un mod nesatisfăcător. Acest pasaj se găsește în cartea lui Amos 8:5, care afirmă: Voi care ziceți, când va trece luna nouă ca să vindem grâul și șabatul ca să deschidem grânarele, să micșorăm mefa și să mărim siclul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm. De ce cei răi nu puteau vinde cereale la lună nouă? Ar putea fi pentru că angajarea în câmpul muncii sau comerțul au fost suspendate în această zi? Cred că aceasta este cea mai bună interpretare posibilă.